Am întrebările voastre, excelente întrebări. Și rar am avut un auditoriu, nu audiență. Corect se spune auditoriu, nu audiență. Un auditoriu atât de concentrat. Bun, au mai dat băieții din întrebări, dar ce s-a păstrat, foarte bune întrebări. Și acum datoria mea este să vă răspund la ele și în ordinea voturilor, da? Asta facem? Da? Radu? Mergem pe voturi. Atunci de ce prima are numai 8 voturi? Da. Cum? A, tu ai împins-o. Ok. În ordinea asta, da, eu mă supun. Bine, are deja, urcă voturile. Răspund la prima. Rețelele de socializare sunt pline de persoane digital creator. Multe sunt din mediul evanghelic. Ce atitudine ar trebui să aibă comunitatea creștină? Să mă gândesc dacă are treabă cu tema mea. Se consumă, da, sigur, se consumă pe rețele de sociale mult, multe idei. Prima parte a răspunsului meu este că ele nu se pot opri. Odată ce s-a dat drumul la ele, accesul liber la internet, oricine poate să intre, să creeze ceva acolo, tot felul de lucruri, unele excelente, unele foarte bune. Recunosc că nu sunt prea prezent pe Facebook, am și un cont, îl țin mai mult pentru școală. Pe WhatsApp acum sunt mai mult avem cu școlile, cu bisericile. Nu sunt foarte prezent, dar soția mea mai citește, cel mai mult, copiii mai trimis și ei câte tot fel de năzbâtii. Așa, dar pe mine nu prea mă încântă ideea în sine, ca pe internet, de exemplu, nu, să, din mediul evanghelic, să scoți în evidență greșelile. Anumite slăbiciuni, greșeli nedorite ale unor predicatori special, nu se face asta. Nu se face. Da, există alții care pe rețele sociale au bloguri, au vloguri, au, care prezintă tot felul de teme, da, analizează și scot în evidență și ereziile, învățăturile greșite. Asta da, e iarăși inevitabil. Unele sunt de dorit, pentru că de la învoane nu prea se abordează unele subiecte și care afectează mai ales generația tânără. Deci, parțial sunt de acord să existe așa ceva, dar aș sugera că toți cei care sunt prezenți în lumea asta virtuală și produc de toate, să dea socoteală spiritual cuiva, să fie pregătiți să dea socoteală ori mentorului, ori păstorului, ori. Dacă nu există rânduială, anumite totuși reguli de relații, de bun simț, pot strica mai mult decât zivi. Și asta vă spun pentru că eu și eu puțin, acum câțiva ani, am fost la fel vânat de unul altul și am ieșit pentru că nu trebuia să dea o socoteală unor necunoscuți, anonimi, de ce am zis cu tare sau ce poziție teologică am la așa. De ce să fac?
De aceea, spațiul virtual vă recomand să-l limitați cât mai mult. N-aveți nevoie de atâtea platforme sociale, vă încarcă spiritual, vă fură timp foarte mult și Duhul vostru nu este zidit. De aceea este în Andrei 1 Corinteni, capitolul 6, ia vezi, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. E un principiu, sunt mai multe acolo în Corinteni, dar acum nu pot să țin un studiu, dar e foarte important, adică îți folosește? Ia, gândește-te, te zidește spiritual, ești mai duhovnicesc de când ești așa obsedat, că unii sunt obsedați de rețelele acestea, citesc orice, particip anonim sau nu, doar stai neutru acolo, numai te hrănești. Oare chiar asta îți trebuie? Dar există, zic, și inițiative bune pe care le susținem. De ce nu? Că asta era întrebarea. Deci, cu prudență, faceți selecție și voi, da, și la prietenii, și la ce urmăriți. Da, hai totuși să mai, Andrei, ajută-mă. Vă rog să vă notați 5 expresii din Corinteni. Cum să discerni? Cum să faci selecția? Numărul 1, 1 Corinteni, cât a fost ăsta? 6 cu 12, da? Încă o dată, da? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Vă rog să scrieți acolo, folosește, îmi folosește, ăsta e primul criteriu. 2. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire. Numărul 2. Mă stăpânește? Sunt dependent? 3. Mergem la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Am epuizat ideea. Dar aici Pavel mai adaugă ceva. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Scrie acolo, zidește? Mă zidește spiritual? Sau nu? Păi dacă nu, taie-l, oprește-te. Și încă al patrulea criteriu, versetul 31, tot din Corinteni 10. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că navigați pe internet, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Deci al patrulea principiu, slăvește? Îl slăvește pe Dumnezeu sau nu? Deci ai patru expresii, da? Folosește? Da? Al doilea, stăpânește? Al treilea, zidește? Al patrulea, slăvește? Pe cine? Uite, aveți grilele aici. Și când te uiți și vezi ce accesezi pe internet, la pe cine cauți, ai deja filtrele, cel puțin 4 filtre. Mai este unul, dar e mai greu de explicat din 1 Corinteni 8. Nu e în același ton, dar vi-l dau și pe acesta pentru pretențioși. Știți cum e la matrimoniale? Pentru pretențioși. Deci, pentru pretențioși, 8 cu 12. Aici Pavel vorbește despre un creștin mai matur care se duce în tot felul de locuri
fără să-i pese de ceilalți din biserică, frați de lui. Dar sunt unii mai slabi, adică mai începători în credință. Și Pavel spune, când faci un lucru care pentru tine e libertate și tu îți permiți, trebuie să ții cont de fratele tău mai slab, începător. De aceea versetul spune, dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți sufletul lor, cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Și text continuă. Deci mai este a cincea expresie. Rănește pe celălalt. Ce faci tu? Că tu zici îmi permit? Nu. Pavel spune, ține cont de relație. Deși pe internet exact așa faci. Te uiți și zici, îmi folosește? Mă zidește? Mă stăpânește? Îl servește pe Dumnezeu prin ceea ce fac eu sau fac cei de pe internet? Iată criterii simple. Așa, mergem mai departe. Care e abordarea biblică față de consumul de cultură seculară, film, muzică, evenimente sportive? It's a tricky question. Pentru că abordarea biblică, în Biblie nu scrie despre film. Scrie despre film. Scrie despre evenimente sportive. Despre evenimente sportive scrie. 1 Corinteni 9, de la 24. Citiți acolo, sunt trei ilustrații folosite de Pavel din sport. Folosește atletismul. Ia vezi, Andrei, cei ce aleargă. E atletismul, da? Alergați. Următor verset. Așa, toți cei ce se luptă la jocurile de obștea, se luptă greco-romane. Următorul verset. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în mână, dar este boxul. Deci cel puțin trei referințe ale apostolului Pavel care trimit la atletism, lupte greco-romane sau box. Și comentatorii noștri cred că Pavel știa care sunt competițiile principale sportive la Olimpiadă. Olimpiada se desfășura și în vremea lui Pavel, de la greci. El ia doar o ilustrație din sport să vorbească despre înfrânare, despre disciplinare. Deci, asta a fost o paranteză. Deci, există aluzii, așa. Deci, două atitudini pot fi, doar două. Prima este să te izolezi complet de cultura în care trăiești, să nu folosești nimic ce crezi tu, iarăși după cele cinci filtre, zici că nu folosește, nu zidește, nu așa. Și poți să te izolezi complet și să ignori toată cultura în care trăiești. Această atitudine eu nu o susțin. Nu cred că creștinul trebuie să izoleze complet, să nu aibă tehnologia actuală care are și foarte multe avantaje, să aibă chiar acțiuni culturale, să participe la anumite acțiuni culturale curate, care zidesc. La un concert simfonic, nu? Alții la evenimente sportive cu semnificație, știu eu ce este acolo. Problema, cum spunea apostolul Pavel Andrei, 1 Tesaloniceni 5 cu 20 și 21. Pavel dă niște două criterii așa de simple aici. Da? Nu, 21, 21 și 22. Cercetați toate lucrurile și păstați ce este bun. Te duci, iei cărți și feriți-vă de orice se pare rău. Te duci, iei cărți din bibliotecă. Poți să iei cărți pornografice, cărți de horror,
Sau cărți care te zidesc, cărți de cultură. Citește Frații Karamazov. Ia vezi ce se întâmplă. Îți spune mintea la contribuție și sufletul pe acolo. Deci nu suntem, eu am a doua poziție și anume că un creștin trăiește în cultura așa, dar nu asimilează tot din cultură, nu se subordonează culturii în care trăiește, ci, și asta e atitudinea corectă, caută să transforme cultura în care trăiește. Asta e mult de discutat, veniți la programul de master și acolo aveți mai multe informații. Așa. Deci, concluzia la această chestiune este că cu înțelepciune, cu protejarea Duhului Sfânt și a Cuvântului Dumnezeu, noi putem să folosim cultura societății în care trăim, nu să ne izolăm, dar să o folosim și să o transformăm dacă zidește, dacă e de folos. Următoarea întrebare, în afară de moderație, spune Biblia ceva despre educația financiară? Credeți că lipsa educației financiare duce la consumerism? Am ascultat și o prelegere făcută de un exeget biblic, un specialist în Noul Testament, profesor din America, foarte bun. Și a venit odată în țară și a ținut studii din Evanghelia după Luca. Și ne-a demonstrat că aproape în fiecare, cu forțat în fiecare capitol din Evanghelia după Luca, se vorbește despre bani. Și Iisus a vorbit foarte mult despre bani. Și poți învăța foarte multe de la Iisus de cum să administrezi banii și cum să consumi. În același timp, Iisus, care a vorbit cu oamenii despre aceasta, a făcut și anumite acțiuni financiare. Nu? Și a... Să vă dau un exemplu. Ioan, capitolul 13... nu mai știu versetul imediat, am 13, da, versetul, începând cu versetul 27, e vorba despre momentul în care Iisus îl deconspiră pe Iuda, îi dă bucățica, era un gest așa prietenesc și Iisus îi spune: ce ai să faci, fă repede. Bun, ce se înțelege? E aproape codat. Dar nimeni, spune versetul următor, din cei ce ședeau la masă, n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, adică era casierul grupului, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, pentru sărbătoare, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Deci, în cercul lui Iisus, Iisus care era rabin, lider, nu? El impunea anumite principii. Grupul lui Iisus ajuta săracii, financiar și nu numai. Deci, Domnul Iisus Hristos a învățat mult despre bani, Pavel mai puțin, Ioan și mai puțin, dar poți găsi o educație financiară în Scriptură. Lipsa educației financiare, întrebarea este dacă duce la consumerism. Da. Da. Dacă tu consumi, trebuie să știi niște principii. Dacă Dumnezeu ți-a dat bani, trebuie să știi ce să faci cu ei. Nu? Să fii înțelept. Încă o dată, vă amintiți de principiul acela. Sunteți niște ispravnici, administratori ai bunurilor din lumea aceasta. Trebuie să știi ce să faci cu aceste bunuri. Următoarea întrebare, cum contracarăm extrema opusă a consumerismului
adică spiritul sacrificial exagerat. Încă o dată. Spiritul sacrificial exagerat. Aș fi dorit mai multe detalii aici. Nu știu exact la ce să mă gândesc. Iau un scenariu, probabil că la asta se referă, nu știu. Ești căsătorit, ai familie, da, te apucă sacrificiu, duhul dăruirii și dăruiești fără să ții cont de familia ta. Fără să ții cont că ai copii, că trebuie, că tu dăruiești necondiționat. Nu găsim aceste excese nicăieri. Le-am găsit mai târziu la călugări, la monahi. Mișcarea monahală, monahică, a început spre sfârșitul secolului III, deci în jurul anului 300, când grupuri de bărbați la început își părăseau și familiile, își părăseau cetățile, satele și se retrăgeau în pustiu. Diverse locuri, trăiau singuri, lucrau pământul, în sfârșit meditau și alte lucruri. Apoi numărul lor s-a înmulțit, un anume Antonie cel Mare i-a organizat în grupări, așa, aveau mai multe denumiri. În final au ajuns mănăstiri, dar la început au trăit prin peșteri, prin tot felul de locuri. Cetățenii, populația din jur îi ajutau uneori, ei lucrau pământul și așa mai departe. Pe ce bază? Antonie cel Mare, de exemplu, care a fost liderul lor mult timp, a înțeles că chemarea Domnului Iisus pentru tânărul bogat, cine a vorbit, Radu, parcă ai pomenit, vinde tot ce ai de la săraci și urmează-mă, e pentru el. El era un om bogat, venea dintr-o familie bogată, acest Antonie. Și el a lăsat, abandonat totul, s-a retras în pustiu și acolo a trăit 10 de ani de zile. Da? Ei, noi, nu, când protestantismul a început, secolul XVI, cu Luther, Calvin, Zwingli, Luther a fost călugăr, apropo, la început, el s-a recăsătorit cu Caterina. Fostă călugăriță și ea. Au avut 6 copii. Le-a mers bine. Era o familie foarte ospitalieră, familia lui Luther. Și Cati, cum îi spunea el. Și a fost fericiți ca și familie, ca familie. Bun, ce am vrut să spun este că de la protestantism s-a renunțat la monahism. Protestanții nu au ordine călugărești. Noi încurajăm căsătoriile, așa, cei care rămân singuri e decizia lor sau nu e decizia lor, din nefericire pentru unii și unele mai ales, nu au cu cine se căsători, dar în principiu noi ne dorim ca toți să întemeieze familii. Dar am renunțat la ideea veche din perioada Evului Mediu. Și atunci acest sacrificiu exagerat nu se mai aplică. Practic, ce-a făcut reforma protestantă? A mutat spiritualitatea creștină din pustiu în cetate înapoi, cum a fost. Că poți să trăiești viața creștină, spirituală, în mijlocul cetății, în familie, împreună cu ceilalți. Nu trebuie să te retragi pentru asta. Dar fiecare are chemarea lui, nu? Bun, mai departe, mai este timp, eu deja am depășit. Încă o întrebare? Una? Care o vreți? Asta care vine la rând? Este greșit să ne cumpărăm lucruri scumpe. Nu pentru a te lăuda, ci pentru a avea ceva de calitate și de la un brand
care ne face plăcere. Pha! Aici sunt foarte multe capcane în limbaj. Care, cine a editat, să stea de vorbă la terminare cu mine. Da. În principiu, nu este niciun păcat să scumpe lucruri de calitate. De la branduri, de la firme care nu trebuie să te îmbraci de la Lidl tot timpul. Deși eu am o mulțime de lucruri de la Lidl, dar țin foarte puțin. Sigur, nu cred că nu intră în categoria să punem ștampile din ăsta, e păcat, uite. Dar ce se condamnă și cred că nu e potrivit este ca să te afișezi cu anumite firme mari doar pentru a umili pe celălalt sau a fi trecut într-o altă categorie socială sau bisericească. De aceea și apostolii au avut grijă la asta. Vă amintiți cu podoabe, haine scumpe? Vă amintiți, nu? Au atras atenția, pentru că și în perioada respectivă un anumit tip de îmbrăcăminte sfida comunitatea. Și apostolii au zis, așa să vă purtați cu moderație, cu cumpătare, cu înțelepciune. Nu înseamnă să porți, să cumperi ce este mai slab pe piață, dar să nu cumperi lucruri care să să fie transformate în formarea unei imagini a tale în detrimentul celorlalți. Nu înseamnă, zic, să nu-ți cumperi o mașină de calitate pentru că așa e slujba ta sau așa e contextul. Dar totuși nu poți să vii cu Ferrari la biserică. Sau greșesc? A trebuit să mai ai și o altă mașină în afară de... Nu știu, există soluții. Acum asta ne duce la partea umoristică a situației. Dar ați înțeles ideea. Duhul lui Dumnezeu te învață cumpătarea. Și când te îmbraci în fața oglinzii, trebuie să te uiți în oglindă înainte de a ieși afară. Să zici ce mesaj transmit celor care se uită la mine. Se spunea la fetele mele, am avut 4 fete, nu e ușor. Le spunea fetelor mele, nu vă îmbrăcați ca și cum ați fi de vânzare. Te uiți în oglindă și zici, ce arăt, cum, dacă nu te pricepi, întreabă pe altcineva care se pricepe să spună părerea. De-aia e bine să vă căsătoriți, vedeți, soțul, soția se mai ajută. Și soția mea, să știți, chiar la vârsta asta, mă întreabă cum arăt, nu, din alt motiv, dar pentru ca să-mi spun și o părere. E o reciprocitate acolo, nu? La rândul meu, întreb pe ea. E normal să fie așa. Ei, verificați-vă din când în când. Și când vii în fața celorlalți, când ieși în lume, cum se spune, totuși să existe măcar atât. Acest om este cumpătat, e moderat, știe, deși poate să se îmbrace diferit. Vă dau un ultim exemplu. Eram în America. Prima mea vizită în America, în 1997, parcă. La o întâlnire teologică, sfârșit, și eram mai mulți din Europa de răsărit. Cineva a sponsorizat, nu mai știu câți, din Europa de răsărit, care nu puteau călători și ne-au plătit ei drumul și frumos gest.
Și am ajuns foarte bun timp, cam stat vreo 4 săptămâni, cam așa. Și în final suntem invitați la cineva la masă. Unul dintre cei care ne coordona și s-a implicat în organizare, David, îl chema așa, cum țin minte, ne-a invitat la el acasă. Era în apropiere, o casă modestă, normală, stil american, avea nu mai știu câți copii și am fost mulți, vreo 15. Da, ne-au servit cu de toate. David ăsta era îmbrăcat cu niște blugi, că mie mi-au venit să-i cumpăr alții. Așa, da, un tricou uzat și... Dar era curat. Și noi pe acolo și îl întreb pe un alt american, zic, cine e David ăsta, că e tot cu noi? Oh, e multimilionar, zice. Și el vă sponsorizează pe toți. El a plătit drumul, cheltuielile de cazare, de mâncare, cărți. La 15 sau câți eram acolo. Pentru că moștenise o avere prin, de la tatăl lui, el era un om de afaceri, prosper. Dar când te uitea la el, la casa lui, la mașina lui, la hainele lui, nu arăta deloc. Nu, o clipă nu a dorit să dea un alt semnal sau să ne pună pe noi într-o situație mai sensibilă, să vedem câte poate avea el. A fost o lecție foarte bună pentru mine, de neuitat. A avut bani mulți, dar a știut ce să facă cu ei. A trăit modest, cumpătat, dar avea o inimă extraordinară. Și în ziua de astăzi, acest David, din 1997, socotiți câți ani au trecut, și în ziua de astăzi el sponsorizează în continuare slujitori, lucrători din Europa de răsărit, care să se ducă să studieze puțin în America pentru slujirea lor. N-a încetat. Păi vă numai socotiți câte zeci de mii de dolari cheltuia pe noi. De atunci au trecut câți? 20 și... Câți au trecut? Din 97. 27? Ia mulțiți cu 100 de mii. Ce putea să facă altceva cu banii aceia? Croaziere? Porsche? Dar i-a dăruit pentru lucrarea Domnului. Învățați, că eu am învățat. Eu vă mulțumesc pentru seara aceasta, ați fost deosebiți. Dacă mă mai invitați, mai vin la voi cu drag și cu altă temă. Luați tot ce a fost ziditor, potrivit pentru voi și vă doresc să îl oglindiți și în viața voastră zilnică, exterioară și interioară, pe Domnul Hristos, că El a fost un om moderat, cumpătat în tot ce a făcut. De la El învățăm, a Lui să fie slavă în toate. Amin.